Haideți să ne ridicăm cu toții, onorând în felul acesta cuvântul Scripturilor, pe care îl deschidem la Coloseni, capitolul 3. Citim de la versetul 15 la 17. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, musafiri ai casei lui Dumnezeu, continui și eu alături de colegii mei să vorbesc în seara aceasta despre Sfânta Scriptură, pentru că așa cum știți, cei care veniți regulat la biserică, de câteva duminici bune se predică despre, pentru, de Scriptură. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Sfânta Scriptură. Conștientizăm că e tot ce avem despre Dumnezeu. Conștientizăm că atât Dumnezeu avem, câtă Scriptură avem. Conștientizăm că alte surse adiacente, contemporane cu Scriptura, fie Vechiul sau Noul Testament, rămân surse lipsite de autoritate canonică, adică ele ne ajută când nu ne încurcă, ele ne oferă informații suplimentare, dar nu constituie, cum bine a zis Biserica încă din primele viacuri, nu constituie materie de credință. Nu întemeiem nicio doctrină creștină pe alte cărți decât cele canonice. Sunt ele prea puține? Probabil că da, într-un calcul strict cantitativ. Începând din secolul XVIII, ca să nu mai zic XIX cu precădere, iar în secolul XX cu asupra de măsură, s-au descoperit pe calea arheologiei tot felul de cărți, una mai interesantă decât alta. Să nu vă imaginați cărți de sute de pagini, e vorba de tratate care pentru noi azi sunt atât de scurte, unele fragmentar. Aceste scrieri, dragii mei, pe care ar trebui să le numim mai degrabă scrieri, au legătură cu istoria Vechiului Testament și au legătură de asemenea cu istoria Noului Testament și, prin extensie, cu primele două secole creștine. De aceea apar astăzi cărți, nici n-am vrut să fac așa o introducere lungă, să mă iertați, dar chiar o să mă opresc. Atât mai adaug. Apar astăzi cărți în limba română, încep să apară în librăriile obișnuite, laice, care ridică foarte multe semne de întrebare asupra puținătății cărților Scripturii. Știți ce zic? Puținătății în raport cu câte s-au descoperit. Și care ne îndeamnă mai mult sau mai puțin elocvent să luăm seama și la acelea și să lărgim Scripturile. Și să facem o Biblie mare, fapt împotriva căruia eu mă opun. Bine, nu mă întreabă nimeni, numai vreau să zic în introducere, mă opun. Nimeni nu m-a întrebat. Nu te întreabă, într-o zi spui și ne întreba. Și argumentul este logic. Nici pe acestea nu le citim. Nici pe acestea nu le studiem. Să ne luăm bucată mai mare? Nu suntem în stare de un șantier care după unii e mic. Să ne luăm un șantier mai mare? Priviți, vă rog, împreună cu mine la ceea ce vom numi în seara aceasta nivelurile Scripturii. Sunt patru la număr. Priviți împreună cu mine la versetul 16, prima parte, singura propoziție, de altfel, pe care vom explica în predica aceasta. Apostolul Pavel, scriind Colosenilor, o localitate aproape de Efes și care a fost evangelizată odată cu Efesul, spune: Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată
înțelepciunea. Aici avem cele două elemente ale raportului nostru cu Scriptura. Când Pavel spune cuvântul lui Hristos, pe vremea aceea nu exista decât Vechiul Testament. Noul Testament tocmai se scria. Prin urmare, când noi cintim printr-o lentilă creștină de secol 21 și ne uităm la cuvântul lui Hristos, noi ne gândim la ce? În mod reflex, și nu e vinovat, ne gândim la Noul Testament, dar nu numai, ne gândim la Sfânta Scriptură, la Biblie în întregul ei. Asta ne gândim noi și nu este eronat, suntem dintre cei fericiți ai istoriei, care avem parte de toată Scriptura canonică, așa cum a fost stabilită în primele veacuri. Însă pentru ei, cuvântul lui Hristos era ceva mult mai dificil decât este pentru noi. Ei aceștia care citeau scrisoarea și un fel de a spune citeau, li se citea, ei nu știau să citească. Pentru ei cuvântul lui Hristos era doar ceea ce auzeau despre Hristos. Erau cuvintele pe care martorii ce au umblat cu Hristos, adică apostolii, le repetau și citau din Hristos. Totul era oral, ca să înțelegem, nu era încă nimic scris. La vremea când s-a scris epistola către Coloseni, evangheliile nu existau. Ați auzit? Nu existau. Nu fusese răscrise. Evangheliile sunt scrise după epistolele pauline. Chiar dacă noi în Noul Testament le avem înainte, da? După o altă logică, dar ele cronologic sunt scrise după epistolele pauline. Pentru ei cuvântul lui Hristos, să strângă cuvântul lui Hristos, era mult mai dificil. Ei erau dependenți de biserică, erau dependenți să vină, erau dependenți să audă, erau dependenți să intre în părtășie cu cei care l-au cunoscut pe Hristos, altfel ei nu l-aveau pe Hristos. De ce creștinismul acelor vremuri a fost mai dinamic, mai viu, mai pur? Pentru că erau legați de martori. De martorii care au umblat cu Hristos. Acum, când relația noastră cu Hristos este mediată de texte, ne găsim atât de deștepți încât până nici nu le mai citim. Mă înțelegeți? Pentru că sunt totuși niște texte, în primul rând. Cele două elemente ale raportului cu Scriptura sunt cantitatea, zice cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug. Acolo este o noțiune care înseamnă plenar, de plin. Paharul meu este plin de dă peste el, fără rest, fără spațiu gol. Primul element este cantitatea. Adică nu trebuie să fugim de lectura scripturilor cu gândul totuși că le vom înțelege, chiar dacă nu le citim. Nu trebuie să ne așteptăm la mari taine ale înțelegerii Scripturilor dacă nu parcurgem textul. Obiceiul acesta al nostru de a citi Scriptura odată pe an, măcar odată pe an, e un obicei foarte bun pentru că ne expune la text, pentru că acumulăm cantitativ textul. Mai ales în primii ani de umblare cu Dumnezeu, umblare conștientă cu Dumnezeu, să zicem post-botez, o lectură masivă a Scripturii, o lectură consistentă, foarte programată, pur și simplu să bifezi undeva, să scrii undeva, să-ți fie rușine de cineva, e foarte binevenită. Pentru că acumulezi textul, pentru că înveți personajele, pentru că te reperezi în cărți și în istoria lor și e foarte binevenită. Să nu cumva să credem că putem avea acces la noțiuni rafinate ale Scripturii dacă nu cunoaștem ce s-a întâmplat efectiv, textul Scripturii. Dumnezeu să ne dea mai multă râvnă pentru textul însuși, pentru că e tot ce avem. Al doilea element este calitatea. Zice cuvântul să locuiască din belșug în voi, în toată, înțelepciunea, și acolo este Sofia, înțelepciunea aceea înaltă. De fapt, dacă ai citit Scriptura și dacă cunoști elemente din Scriptură, cunoști pur și simplu textul, poate chiar ai memorat textul, ceea ce e bine, cel puțin pentru memorie, cel puțin pentru memorie. Chiar dacă nu înțelegi mare lucru din ce ai memorat, dar e bine decât să memorăm altceva. Dacă am făcut acestea, zice că trebuie să adăugăm calitate cantității noastre și trebuie să încercăm să înțelegem cât mai bine textul biblic. De aceea vorbim despre nivelurile Scripturii.
Înainte însă de a le enumera, îngăduiți-mi să atrag atenția asupra două extreme, care poate s-au mai rostit într-un fel sau altul aici în ultimul timp. Prima extremă în raport cu Scriptura e o boală, de fapt, se numește bibliofobia. Știți, fobie, teamă, spaimă, atac de panică. Bibliofobia înseamnă spaima față de Scriptură, mefiența față de text. Un fel de pioșenie populară care nouă românilor ne este caracteristică, istoric vorbind, ca să nu punem mâna pe ce nu înțelegem, ca să nu citim ce nu putem practica. Și o anumită smerenie față de text și să lăsăm totuși Scriptura, cam asta spune ideea, da, să lăsăm Scriptura în mâna celor cunoscători, celor care au diplome, care au slujbe în biserică, știți? Să o lăsăm să rămână pe amvonul bisericilor, pe altarul ei și în felul acesta o prețuim, o prețuim privind-o, poate strângând-o la piept, sărutând-o, ceea ce sunt gesturi de afecțiune foarte frumoase față de cuvântul Scripturii. Dar să nu o citim. Vă gândiți că sunt români la ora actuală care au Scriptura acasă și nu o deschid. Ei știu citi. Pentru că zic, e suficient că o am. Și poartă Scripturii un respect aproape derutant. Atât de mult o respect încât nu vreau să o stric. Ceea ce undeva la sâmbure, la rădăcină, e ceva un pic de admirat. Adică măcar nu vrea să o strice. Am întâlnit amici care au spus, nu o deschid, nu o ating pentru că sunt păcătoși. Și mi-a și spus în ce fel sunt păcătoși. Eu nu i-am întrebat. Și aici e un sâmbure care ar putea să ne dea o mică neliniște pentru duminica seara. Nu o ating pentru că nu sunt pregătit. Asta se numește bibliofobie. Este specifică bisericilor istorice, nu este o boală prea răspândită printre noi. Ascultați, a doua boală, de fapt este cealaltă extremă, se numește bibliolatrie. Bibliolatrie, care înseamnă, ați remarcat, să faci din textul Scripturii un idol. Să uiți de biserica ce ți-a dat Scriptura în primele veacuri, să uiți. Pe tine să nu te intereseze, tu vrei textul, serios? Mai ce grozav ești! Să uiți, și asta e mai grav, de Dumnezeu care este autorul ultim al Scripturii. Să uiți că de fapt textul acesta al Scripturii nu este un scop în sine, ci este un mijloc, iar scopul în sine este să-L cunosc pe El, pe Hristos, și să am parte de El. Uiți pentru moment în mania ta bibliolatră, uiți că atunci când vom pleca de aici, tocmai am cântat că El ne va duce în cer, nu? E bine, când ne va duce în cer, uiți că Bibliile vor fi interzise în cer, uiți că nu va fi Biblie în cer. Iar faptul că acolo nu vom face studii biblice și nu veți mai audia predici și nici măcar noi nu le vom mai ține, ceea ce e o izbăvire de ambele părți, faptul că nu va mai fi Biblie, studiu, contradicții, polemici, confesionale la nesfârșit, arată că nu e nevoie de text câtă vreme îl vom vedea așa cum este. Și El ne va umple, ne va copleși. Și contemplarea Lui va anula orice reflex al nostru de text, de abstract, de idee. Pentru că în sfârșit vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Dar bibliolatria este o boală crâncenă, cumplită, specifică bisericilor evanghelice, neoprotestante. Bibliolatria înseamnă să faci o manie pentru textul biblic, să fii mereu gata de sfadă, să iei Scriptura și să polemizezi cu ea. Bibliolatria înseamnă să crezi că nu numai textul are dreptate, ci că interpretarea ta are dreptate, ceea ce mi se pare aproape dramatic. Eu însumi am fost cândva bolnav de bibliolatrie. Eu însumi în contexte cu totul amicale
am polemizat pe tot felul de texte. Apoi am văzut pe alții polemizând, cum îi văd și astăzi, mai ales în mediul virtual. Și știți, ca să zâmbiți, vă spun asta și să ne fie un pic rușine de noi. De obicei, când ești bibliolatru și te apuci la harță cu toți, și tu și ceilalți și celălalt, amândoi sunteți în eroare hermeneutică. Că nu te lasă Dumnezeu să fii în adevăr, nu-ți îngăduie. Te lasă să te faci de poveste și de minune față de aia câțiva care știu, care sunt în fiecare generație. Aia să nască în fiecare generație. Bibliolatria înseamnă să crezi că te mântuiești prin actul însuși al lecturii, dar nimeni nu se mântuiește prin actul însuși al lecturii. Să crezi că textul însuși, Biblia ca obiect și textul ei, îl poți folosi totemic, ca un talisman, ca să mă explic. Să crezi că îl poți deschide oriunde și să vezi în el exact ce vrei tu să vezi, iar dacă ești în pandemie, noi nu mai suntem probabil, sau ieșim, să vezi numai pandemie în toată Scriptura. Să imprimi textului biblic toate neputințele tale, toate spaimele tale, toate aroganțele tale. Să-ți găsești justificare pentru toate vocațiile pe care nu le ai, pentru că tocmai ți s-a deschis, pentru că tocmai ai citit, pentru că cât e de minunat. Să crezi că simpla lectură te mântuiește și uiți pentru moment că nu există mântuire decât în Hristos, decât într-o mișcare a inimii, într-o smerire a inimii, într-un urcuș al inimii noastre necontenit spre Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și în fine, cele patru nivele. Primul nivel îl numim devoțional. Devoțional. Nivelul devoțional înseamnă nivelul care ține de devotament. De obicei, cu acesta se începe lectura Scripturii, după ce în mod conștient începi să umbli cu Dumnezeu, când inima ta este fierbinte, este caldă, este pătrunsă de dragostea lui Dumnezeu și dragostea de biserică. La începuturile vieții de credință, de obicei, este nivelul acesta, nivelul devoțional, care n-ar trebui, iubiții mei, să ne părăsească niciodată. Numesc nivel devoțional lectura de tip afectiv, adică apropierea de Scriptură cum te apropii de o masă cu bunătăți. Îmi cer iertare că dau exemplu cu mâncare, dar sper să putem suporta. Nivelul devoțional înseamnă să citești din Scriptură cum muști dintr-un măr sau dintr-o piersică coaptă sau din mâncarea ta preferată. Sugerez prin aceasta, prin actul mâncării, sugerez o anumită voluptate a sufletului, o anumită foame. Nivelul acesta este să te apropii cu foame, da? Cu dorință, cu emoție. De aceea, prima dată când lecturăm Scriptura de la început până la sfârșit, cum și eu am trecut prin acest prima dată, este probabil cea mai pură, cea mai sinceră, cea mai intensă relație pe care o avem cu Scriptura, cu textul însuși. Pentru că aproape totul e nou, totul ni se pare interesant și abia apucăm să ne întoarcem din nou și din nou să citim în continuare. Această citire, această lectură de tip afectiv corespunde, cum vă ziceam, începutului vieții de credință. Prin urmare, pentru că dimineață tot am avut botez, candidații ce s-au botezat, și nu numai ei, dar ei în primul rând, să le pună Domnul în inimă dragoste pentru Scriptură. Acum e perioada bună să citească masiv, intens, Scriptura. Este fascinant. Am văzut când am avut eu prima lectură a Scripturii, și li se va potrivi și lor, ni se potrivește la toți, când citești la nivelul acesta doar devoțional, doar din foame, din dorință, din curiozitate, îți place mult, dar înțelegi, ziceți, puțin, extrem de puțin. Dar nu e un impediment. Când îți place mult, nici nu mai contează că înțelegi puțin, că nici nu știi cum să le potrivești. Eu la prima lectură le-am potrivit cam toate greșit. Dar eu am fost convins că Evangheliile s-au scris înainte de epistole și în mintea mea, am niște flash-uri de atunci, în mintea mea era normal că le-a fost simplu și la Pavel să scrie, că doar el a citit Evangheliile. Și normal că n-a făcut decât un comentariu, o glosă pe Evanghelii.
Când am aflat, a fost un șoc pentru mine. Eu după ani de zile am aflat. Că stai, n-a fost așa. Toate câte le-am înțeles, n-au fost așa. Singur a fost cazul meu, nu cred că e cazul dumneavoastră. Plus că tinerii sunt și generațiile ce vin sunt tot mai inteligente și mai precoce. Ăștia se prind fără să citească. Înțelegem puțin, dar ne place. Ne hrănim. Când deschidem Scriptura în lectura devoțională, iubiții mei, frați și surori, dragi tineri, musafiri, când deschidem Scriptura devoțional, mâncăm din ea și nu ne mai putem opri. Ca și când ajungi la o mâncare bună și nu te mai poți opri. Nimic nu mai contează atunci când gustul cel bun e în gura ta, da? În fața ta. Nu te mai poți opri. Nivelul acesta devoțional ar trebui să nu se piardă toată viața de credință. Și ar trebui chiar și aceia care ajung la o înțelegere foarte profesională a Scripturii să nu-și piardă pasiunea aceasta aproape copilărească față de text, curiozitatea aceasta atât de ingenuă, știți, copilărească față de text. 2. Scriptura nu ne-a fost dată doar pentru nivelul devoțional. Să știți că aproape toți au momente în viață când se apropie așa de ea. Scriptura are și un al doilea nivel, se numește nivelul moral. Nivelul moral. Adică, da, în primul nivel, cel devoțional, ne-am identificat și ne-am imaginat prin toate scenele Scripturii. Ne-am imaginat de fapt că suntem toate personajele și chiar suntem de-a lungul vieții de credință toate personajele din Scriptură. Suntem. Chiar și acelea care nu vrem să fim. Dar într-un fel suntem. Dar Scriptura e mai mult decât această lectură de suflet, intimă, de odăiță, de început de zi. Scriptura are mai mult și ea dorește ca, sau Dumnezeu dorește ca prin Scriptură, odată ce ne atașăm de text, să luăm aminte. Și a lua aminte înseamnă a trece la nivelul moral, iar nivelul moral înseamnă reguli etice, pentru că regulă înseamnă normă sau lege, nivelul normativ al Scripturii. Ca să vă spun, cuvântul pe care îl folosește des Vechiul Testament, dar și Noul Testament, este noțiunea de poruncă. Scriptura e plină de porunci. Îți place, dar e plină de porunci. Și poruncile Domnului spune că nu sunt grele, că jugul lui nu e greu și sarcina lui este ușoară. Pentru că bine spunea cineva că Dumnezeu se ascunde în poruncile lui. Că nu-L putem vedea pe Dumnezeu față către față, în condiția noastră trupească, vreau să zic. Că cine-L vede pe Dumnezeu, moare. Deci la toți ne place viața, deci nu-L vedem pe Dumnezeu. Și El nu ne primejduiește viața, așa scurtă, nu? Și atunci El se ascunde în poruncile Lui și poruncile Domnului nu sunt grele câte vreme mergi cu inima deschisă, cu inima liberă, cu inima curată. Câte vreme mergi cu intențiile cele mai bune spre aceste porunci. Nivelul acesta moral stă, dacă vreți, dragii mei, în sub două aspecte. Pe de o parte avem poruncile pe care le găsim în Scriptură începând cu Decalogul și care sunt, le-am putea numi interdicții sau prohibiții, acelea cu nu. Trebuie să auziți și asta în seara aceasta, că poruncile cu nu în Scriptură sunt mai multe decât cele cu da. Știu că e un adevăr pe care n-ai vrut să-l auzi. Ți s-a părut că nu e așa. Bine, cineva a numărat. Și când a tras linie, te-a pus la pământ. Proporția este vizibilă cu ochiul liber chiar și în Decalog, unde din 10 porunci, 6 sunt cu nu. Și numai 4 sunt că da, cu da. Se pare că Dumnezeu, când vorbește poruncind, încercând să ne creeze propriul caracter, să ni-l modeleze, se pare că întâi ne pune în față toate nu-urile. Și spune, moralitatea începe cu nu-uri. Până să ajungi să faci, trebuie să știi ce să nu faci. Și dacă împlinești astea cu nu, te pui în postura să mai faci ceva bine, dar după ce ai evitat răul. De aceea, în pedagogia lui Dumnezeu, și asta Scriptura o mărturisește,
În pedagogia lui, dragii mei, prohibițiile, interdicțiile sunt majoritare. Asta încă o dată dovedește, cel puțin indirect, cât de decăzut e omul și cum nu se poate ridica din căderea lui, cum nu se poate îndrepta decât după ce primește și împlinește o grămadă, o grămadă de interdicții. Apoi, a doua categorie este cea a afirmațiilor. Sunt mai puține în această categorie, dar apar, cum vă spuneam, și apare și acest element a afirmațiilor. Adică nu ni se spune numai să nu, să nu, să nu, ci din când în când, presărat printre să nu, zice să da, să faceți. Uneori în același verset, cum vedem chiar în această epistolă, avem ambele variante. Apostolul Pavel, scriind așadar în vremea aceea, în secolul I, spunea: nu vă mințiți unii pe alții, fraților, și nu vă mințiți vine din decalog, de să nu minți. Și apoi adaugă el, ci fiecare să spună aproape lui său ce? Adevărul. Vă întreb, ce e mai ușor, să nu minți sau să spui adevărul? Ați înțeles, nu? Zice că nu trebuie numai să ne ținem să nu mințim. Zice că totuși trebuie să vorbim, trebuie să fim normali. Dar când vorbim, să spunem adevărul. Să spui adevărul e mai mult decât să nu minți. Este regula să împlinești, nu? Regula până la capăt. Să împlinești interdicția, dar să pui în loc ce trebuie. Sigur, e vorba de o biserică din secolul I, când încă se mințea, acum în secolul 21. După 2000 de ani de creștinism, măcar atât cred că am învățat să nu mai mințim creștini. Văd Apostolul Pavel într-o biserică, tot din secolul I, stați liniștiți, nu e vorba de noi, de vremurile noastre. Zicea, cine a furat, să nu mai fure. Și apoi adaugă, ci, cum adaugă? Să muncească cu mâinile lui. Adică îl trimite la lucru, are curajul ăsta. Ca să aibă să dea celui lipsit. Și acolo este să nu, și apoi este să da. Se oprește din furat, dar bietul de el din ce va trăi? Că doar hoțul de performanță nu știe să facă aproape nimic afară de ce știe să facă cel mai bine. Și atunci Pavel, cu atâta atenție, aproape o etică a muncii, zice să meargă repede la lucru, că o să ajungă n-are ce mânca. Și nu ne trebuie un hoț mai puțin, ne trebuie un dătător mai mult, în plus, nu? Și să agonisească el mai mult decât are nevoie și să dea cu bună voie, să dea cu inimă bună celor lipsiți. Și iată cum, iubiții mei, avem acest al doilea nivel moral, nivel spre care nu urcă toți cititorii Scripturii, ci unii se opresc doar să-i cunoască, nu? Textul și episoadele, dar nu urcă la nivel moral. Dumnezeu să ne ajute pe noi, pe toți cei care auzim, să urcăm și la nivelul acesta moral și să știm că Biblia ne face morali, ne face mai asemănători cu Hristos. Că ne-a fost dată tocmai ca să ne îndreptăm, tocmai ca să ne pocăim, să ne corectăm, să ne întoarcem la El, să ne ajute Dumnezeu. Al treilea nivel este nivelul principial, nivelul principial. Principiul este mai mult decât regula și sper să pot dovedi asta foarte pe scurt. Principiul este mai mult decât regula. Vreau să spun prin asta, dragii mei, și o spun apăsat cu convingere, sper să găsesc rezonanță în inimile dumneavoastră, că Scriptura are mai mult decât reguli, pentru că dacă s-ar opri Scriptura, impactul ei numai la reguli, nu cred că ne-am îndrăgostit niciodată de Scriptură. Cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu, că de aceea e cuvântul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este mai mult decât rigoare, nu mai puțin, dar mai mult decât rigoare, decât regulă, decât moralitate, decât sfințenia care te poate pedepsi fatal, mortal, într-o zi. Dumnezeu e mai mult decât dreptatea Lui și decât, cum ziceam, regula pe care El o impune. Și mai mult decât atât înseamnă principiile, iar principiile sunt de fapt regulile duse la ultima lor consecință, reguli rafinate. Adică atât de bine să ne însușim regulile, încât să ne dezvoltăm principii. Asta se numesc reflexe mentale, reflexe emoționale.
Principiile sunt sume de reguli și principiile mai înseamnă, dragii mei, înțelepciune, coerență, compasiune. N-am să insist prea mult, vreau doar să spun că înțelepciune, când zic că principiile, da, ne ajută să folosim regulile într-un mod util pentru semenii noștri, făcându-ne plăcuți și în același timp rămânând în adevăr, având principiile. De exemplu, un principiu care merită evocat, probabil cel mai important, este principiul vieții. Astfel încât aceia din rândurile noastre, ale românilor sau din alte țări, cum ar fi țări atinse de nazism, să ne imaginăm țările de sub nazism, Germania special, nu? E bine, aceia dintre creștini care au ascuns evrei și au ascuns așa de bine, încât pur și simplu au salvat evrei, evident că au spus la toți că nu au evrei în casă, nu? Vă imaginați că nu puteai să spui că am evreu în casă, nu? Evident că au fost verificați, că au venit trupele SS și ăștia veneau impunător. Și evident că au spus că nu au. Și au spus căutați. Și au căutat și n-au găsit. Ăla e creștinul adevărat. Să nu găsești mai. Să nu-l găsești. Însă nu este permis să minți pentru viața ta. Când ești prins la colț și când nu-ți mai merge, când chiar ți se înfundă, să nu minți, să te lași să fii martir, așa trebuie. Dar când poți să salvezi viața altuia, mă înțelegeți? Când poți pentru viața altuia, în creștinism viața altuia e mai importantă decât a mea. Viața oricăruia dintre dumneavoastră e mai importantă decât a mea. În creștinism am zis, în mintea mea nu întotdeauna, foarte rar. Viața celuilalt e sacră. Sacră. Principiul îmi spune mai mult decât regula că în anumite situații nu voi furniza informații pe care le știu, dar nu voi minți prin asta. Nu voi furniza din cauza că pot să creez o mai mare dramă, că pot să rup relații, că pot să sparg o biserică. Auzi cum am zis, să sparg, să rup. Asta mă învață principiul. Principiul rafinează regula fără să o anuleze. Principiul înseamnă, dragii mei, și toți subînțelegem asta, înseamnă, da, să fii sfânt, să fii curat, să te străduiești, dar în același timp să ai delicatețea și rafinamentul principiului și să înțelegi că uneori, da, uneori, anumite combinații de reguli pot să dea ceva aproape genial, sclipitor, extraordinar. Avem nevoie, dragii mei, nu numai de reguli, și noi toți simțim asta, avem nevoie ca însușindu-le să urcăm la alte trepte, mai înalte. Regula spune că dacă cineva a păcătuit, eu am dreptul să strig de pe acoperișul casei că a păcătuit. Dar principiul îmi spune, nu mă voi sui să strig. Înțelegeți? Dar dacă m-aș sui să strig, eu aș spune adevărul, deci eu sunt în decalog. Eu nu mint, eu spun adevărul. Principiul îmi spune să stau cu el, să mă lupt, să-l ajut, să-l asist, să iau din păcatul lui asupra mea, să port cu el. Al patrulea și ultimul nivel, de unde nu se poate mai sus, este nivelul conceptual. Nivelul conceptual. Ca să nu pară prea scolastic acești termeni, când zicem conceptual, mă refer la nivelul convingerilor. Convingerilor. Iar convingerile sunt maximum, în sensul că mintea umană, nu doar creștină, nu poate să aibă mai mult decât convingeri. Când mintea umană are tot mai multe convingeri, omul este mai liniștit, mai stabil, mai puternic, mai delicat, mai nobil, mai cum vreți, mai spiritual. Se pare că nu s-a dat minții umane ceva mai înalt decât convingerile. De aceea convingerile pentru un om e ceva care se întâmplă în timp sau se coagulează în timp, se dezvoltă în timp. De aceea convingerile au nevoie de o anumită maturitate, inclusiv biologică, de trecere prin experiența aceasta cotidiană a vieții.
De aceea omul nu are foarte multe convingeri și se spune că n-ar trebui să avem foarte multe convingeri, ci ar trebui să avem câteva și acelea să fie esențiale și de acelea să ne ținem, să nu ne lăsăm de ele, pentru că acelea câteva esențiale ne țin sufletul în viață. Scriptura urcă cu noi dacă ne ținem de ea. Urcă cu noi până la acest nivel al convingerilor, astfel încât ajungem să avem convingeri ferme despre Dumnezeu, despre lume, despre om, despre viață, despre început și sfârșit, despre tot ceea ce ne preocupă pe noi ca ființe umane gânditoare, ca niște, da, minți care gândesc, care mereu lucrează cu informația pe care o au. Iubiții mei, să urcăm cu Scriptura până la nivelul acesta al convingerilor, să știți că este un proiect de viață pentru oricare dintre noi și toți suntem pe traseu. Și poate nu ajungem niciodată să fim mulțumiți, mă înțelegeți, de claritate, dar convingeri înseamnă să urci spre o minte clară, o minte senină, o minte limpede, iar convingerile presupun toate nivelele dinainte, mă înțelegeți, toate. Presupun de asemenea o smerenie pe care vreau să o punctez, smerenia de a asculta mereu, da? Puterea de a asculta, de a citi ce spune altcineva. Mă rog, nu citim, noi ascultăm. Apoi, hai să ascultăm atunci. De asemenea, recursul la specialiști te ajută mult în convingeri, în formularea convingerilor. Spun asta, dar să nu o luați ca un subiectivism ieftin. Știți că nu sunt genul. Dar iubiți frați și surori, să stăm strâmb, să judecăm drept. Dacă cineva, dar nu de la noi, de la biserică, vă imaginați de departe, și-a pus deoparte ani de zile din viață, ani, să studieze Scriptura profesional, adică cu unelte, pământul se poate lucra cu plugul de lemn și se poate lucra cu tractorul. Ăsta cu tractorul lucrează, ca să înțelegeți diferența. Ăsta are din ăla pe fonduri europene. Din ăla cu computer, cu aer condiționat. Bun, dacă el lucrează la nivelul ăsta asupra textului, nu? Normal că are mai mult ca mine. La ce mă aștept? Ce magie se poate întâmpla? Nu este nicio magie. E muncă. Muncă sâlnică câteodată. Muncă. Să ne dezvoltăm ca biserică respectul pentru cine muncește cu Scripturile. Și mai mult să ne rugăm pentru ei. Să le dea Dumnezeu minte bună, memorie bună, capacitate și apoi sigur smerenie să le dea Dumnezeu. Dar noi să luăm cuvânt de la cine ați studiat. Mă înțelegeți? Tot la noi mă întorc. Să luăm cuvânt. Noi vrem să avem convingeri ferme. Noi vrem să nu fim să nu plutim, să nu fim mânați încoace și încolo de orice vânt de învățătură din lumea asta virtuală care vine peste noi, de nu ne mai știm păzi de ea. Noi vrem totuși, adică vrem și de acolo, noi vrem de peste tot. Noi avem 10.000 de învățători, cum ar veni, știți, în virtual cel puțin. Nouă totul ne place, ceea ce arată cât de instabil suntem, dacă totul ne place. La noi totul e bun. Fiecare părere este interesantă, dar convingerile noastre, ce se va întâmpla cu ele? Mă înțelegeți? Ce se va întâmpla dacă ne dăm mâna, ne dăm viața, nu viața, am văzut, mintea, dacă ne dăm mintea pe mâna străinilor, a străinilor? Când o să învățăm să nu mai cădem pe spate în fața talentului, a oricărui talent, a oricui? O, iubiții mei, Scriptura ne este dată să dească noi convingeri puternice. Atât de puternice încât nu numai să putem trăi pentru Hristos, dar să putem muri pentru El. Și dacă nu murim martiric, când o muri de moarte bună, naturală, tot senin să murim și să trecem dincolo, știind că ne întâlnim cu Domnul, cu Cel care a emanat cuvântul acesta, slăvit să fie El.
să urcăm spre nivelul convingerilor, dar nu putem sări treptele, mă înțelegeți? Nu putem, acolo cine ajunge, acolo deja este sfânt, în sensul că se pune deoparte pentru Dumnezeu, acolo deja este un om al regulilor, omul acela deja e un om al principiilor, ăla înfăptuiește ce citește, cine ajunge acolo, acolo sus, păi de acolo, efectiv, că asta ți-a toată viața, cum v-am zis, de acolo nici nu poți merge mai departe, că se termină viața, cum să mergi mai departe? Acolo este maxim, acolo ești pe vârful muntelui, ești pe pisc. De acolo te ia Hristos și te duce la El. De acolo, El te preia și te duce în prezența Lui, mai mult decât un text. Dar până acolo, avem Scripturile. Haideți să ne ridicăm, dragii mei. Să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune de mulțumire pentru seara aceasta, dar nu numai, ci și pentru ziua aceasta întreagă. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul lui și dacă cineva simte nevoia să se roage, Doamne ajută-mă mai bine să mă apropiu, mai frumos, mai corect, mai clar de cuvântul Tău, să ne rugăm, dar în același timp să-i și cerem Domnului să fie cu noi în săptămâna în care pășim. Mâine intrăm într-o nouă săptămână și nu știm cum va fi ea, nimeni nu știe, dar nu e așa, Domnul e acolo. Așa că să ne rugăm Lui, să ne încredințăm viața în mâna Lui, ne rugăm.